Dragi cititori, sunt Mihai Laurențiu Gânj, filolog, iubitor al cuvântului scris și rostit, al cuvântului care clădește. Cu ocazia Sfintelor Sărbători, doresc să vă recomand două cărți de spiritualitate pe care le-am tradus recent. Marea Întoarcere, despre genealogia vechilor patriarhi de la Adam până la Noe, și Mergi spre tine însuți despre vocația divină a omului. Ambele au fost publicate la editura Herald și sunt scrise de o personalitate remarcabilă, unul dintre cei mai apreciați antropologi ai fenomenului religios și un trăitor creștin ortodox, doamna Anik de Suzanel. Urmează o perioadă sacră, care începe cu nașterea Mântuitorului și se încheie cu Boboteaza și Sfântul Ion. Vă invit să vă faceți un cadou de suflet, dumneavoastră și prietenilor care iubesc spiritualitatea autentică, descoperind aceste două cărți. Anul acesta, mai precis pe 4 noiembrie, autoarea, doamna Anik de Suzanel, a împlinit 100 de ani. Și de la înălțimea acestei vârste, pe care destul de puțin oameni o ating, ne transmite cu luciditate, cu o coerență extraordinară, un mesaj de o simplitate și profunzime care ne răscolesc. Umanitatea pare să se afle la un moment de răscruce din istoria sa. Am trecut printr-o pandemie care încă nu s-a încheiat pe deplin. Acum traversăm un război, poate cel mai periculos din ultimii 75 de ani. În textele noastre sacre, în Vechiul și Noul Testament, există punctele de reper absolute care ne pot călăuzi chiar în aceste vremuri tulburi. Aceste două cărți ne pot ajuta să deslușim într-o lumină nouă, într-o exprimare potrivită omului modern, sensurile de care avem nevoie. Vă urez sărbători fericite și lectură plăcută. Fie ca noul an să ne aducă pacea mult dorită în lumina celor sfinte. Crăciun fericit și la mulți ani!